Patrulele mixte cu ochii pe elevi, patrule formate din polițiști ai Ministerului Administrației și Internelor, cât și polițiști locali vor asigura integritatea elevilor și liniștea unităților de învățământ de pe raza municipiului Petroșani. Patrulele mixte își vor desfășura activitatea în baza unui parteneriat. Responsabilitatea principală în asigurarea securității în perimetrele școlilor din municipiul Petroșani aparține Poliției municipiului Petroșani. Însă, în baza parteneriatului dintre Primăria municipiului Petroșani și Poliția municipiului Petroșani, polițiștii locali participă împreună cu polițiștii la efectuarea patrulelor în timpul zilei, vorba atât de patrule auto, cât și de patrule pedestre, iar aceste patrule vor asigura paza perimetrelor, în special în pauze. Și jandarmii vor asigura paza unităților de învățământ din județ. Echipele mixte sau jandarmii hunedoreni sunt pregătiți să intervină în timp operativ în zona instituțiilor de învățământ, la solicitarea cadrelor didactice sau în urma apelurilor la numărul unic de urgență 112.